Dragostea, pacea și credincioșia să umple mințile tuturor celor care doresc să facă parte activă din poporul lui Dumnezeu, care doresc să trăiască o veșnicie. Dumnezeu a pus gândul veșniciei în mintea noastră, cum spune cuvântul. Dumnezeu a pus până și gândul veșniciei. Da, mintea noastră este la locurile acelea frumoase, la locurile acelea veșnice, însoțiți de Domnul nostru Iisus Hristos, de lumina necăzută în păcat, chiar dacă picioarele umblă pe fața acestui pământ și mâna este la lucruri. Dar viața noastră este scurtă. Este scurtă și nu se merită să o folosim pentru scopurile trecătoare de aici, pentru că nu aici este țara noastră, nu aici este patria noastră. Mintea noastră trebuie să fie acolo unde e casa noastră, unde e poporul nostru scump, unde sunt frații noștri, unde sunt îngerii care ne însoțesc și astăzi și ne vor însoți o veșnicie. Adevărul este cel care ne desparte de lumea aceasta. Noi, solia Îngerului al Treilea ne spune, ieșiți din mijlocul lor, poporul meu. Dar așa cum unde lemnul, uleiul se separă de apă atunci când îl amesteci într-un pahar și după aceea îl lași să se liniștească, așa ne separă adevărul de lumea aceasta, de lumea păcatului în care trăim și ieșirea o face Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi, care este unde lemnul pe care îl trimite Domnul Dumnezeu în noi ca să ne separe de păcat și de lumea care dorește să trăiască în păcat. Lumea trăiește în vrăjmășie cu Dumnezeu. Venirea Domnului este aproape, pentru că așa spune cuvântul și cuvântul nu minte. Cum se spune în Evrei 10:37. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Evrei 10:37. Subiectul nostru de astăzi este de asemenea un subiect de fundament biblic și anume consacrare sfântă și evlavie. Este un subiect care ne proiectează într-o relație strânsă cu Dumnezeu, Salvatorul nostru, care l-a trimis pe Domnul nostru Iisus Hristos să se jertfească pentru păcatele noastre și să preia asupra sa păcatele noastre. Bineînțeles că păcatele nu vor rămâne veșnic asupra Domnului nostru Iisus Hristos, păcatele pe care El le-a preluat asupra sa prin jertfa de pe cruce, vor fi luate din sanctuarul în care ele se găsesc acum și vor fi puse pe capul țapului de Azazel, acel țap care era un antitip în Vechiul Testament și țapul final care este simbolizat de diavolul și satana, vor fi puse păcatele noastre pe ale celor care s-au pocăit, nu ale tuturor, ale celor care s-au pocăit și nu vor să le mai facă în continuare, le vor fi puse pe capul țapului de Azazel și acest țap de Azazel care e diavolul și satana va trebui să le plătească prin pedeapsă și în final prin moarte. Da, consacrare sfântă și evlavie. Iubiți frați și surori, ce înseamnă consacrarea sfântă? Ce înseamnă evlavie? Ce înseamnă sfințenia? Haideți să ne le reamintim și să le luăm pe rând. Consacrare. Consacrare, mie mi se arată un înțeles cam în felul următor. Să fii predat, să te pui la dispoziția lui Dumnezeu, să te consacri trup, suflet, spirit la dispoziția lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să dispună de tine, iubit frate și iubită soră, așa după cum El dorește. Cum se face aceasta în mod practic? Întrebându-L pe El în orice situație a vieții, în orice problemă, fie ea mai mare sau mai mică, în viața de zi cu zi, atât pe linie spirituală, cât și sufletească, și vremelnică, și trupească, să ne predăm Lui continuu și El să dispună de noi, adică, așa cum menționam și într-unul din episoadele trecute, volanul vieții noastre să-l dăm complet în mâna lui Dumnezeu și noi să luăm mâna de pe volanul vieții noastre, Hristos să fie capul bărbatului și bărbatul să fie capul femeii și Hristos va fi capul și al femeii, întrucât Hristos este capul și al bărbatului. Am dat un exemplu care își are rădăcini adânci în Sfânta Scriptură. Consacrarea, prin urmare, ca o concluzie, este predarea completă în mâna lui Dumnezeu și până acolo încât eu să nu mai am nicio decizie în viața mea. Decizia e una singură, să mă predau lui, iar el să fie lăsat să ia decizii
în viața de zi cu zi, cum spuneam, atât în lucrurile spirituale, cât și sufletești vremelnice. Bun. Consacrare sfântă. Ce înseamnă că este aceasta o consacrare sfântă? Predare completă în mâna lui Dumnezeu. Sfântă este că mă predau în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu este cel care sfințește, pentru că prezența sa divină prin Duhul Său cel Sfânt sfințește o persoană, o minte, o inimă, un loc geografic, un bucată de teren, o casă, un obiect, un lucru, o circunstanță, o întâmplare. Sfânt înseamnă că prezența lui Dumnezeu este acolo și acolo unde este prezența lui Dumnezeu, acel loc este sfânt și ca o consecință a prezenței lui Dumnezeu, în acel loc, în acel individ nu se mai păcătuiește, acea minte nu mai păcătuiește, că nu poți să-L ai și pe Hristos și să și păcătuiești. N-ai cum. Ori pleacă Hristos, ori pleacă păcatul. Deci, prin urmare, cel care sfințește este Hristos prin prezența Duhului Său cel Sfânt, iar efectul prezenței sale în mintea noastră și în inima noastră este că nu mai păcătuim. Dacă mai păcătuim, este dovada cea mai clară că în mintea noastră, în inima noastră, în sufletul nostru nu se găsește Hristos. Sau se găsește cu intermitențe. Odată se găsește, odată pleacă, odată vine, odată pleacă, odată vine, odată pleacă și dacă tot se întâmplă așa și odată noi îl respingem și el trebuie să plece, va veni vremea când va pleca definitiv și ne va lăsa în mâna celui rău, așa cum se menționează și cum citeam și cu o altă ocazie, când Domnul spune, după cum se menționează în epistola din Romani, capitolul 1, când zice că Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate, dar să reproducem exact cum se menționează în capitolul 1 din Cartea Roman. Din pricina aceasta, se spune în 1 Roman cu versetul 26, din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patini scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Deci i-a lăsat în voia lor. I-a lăsat în voia lor. Pentru că n-au iubit dragostea adevărului, cum se spune în alt loc, Dumnezeu îi lasă ca să creadă o minciună. Pentru că n-au iubit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, Dumnezeu îi lasă să creadă o minciună. Adică Dumnezeu te părăsește și atunci te lasă să crezi, pentru că, bineînțeles, dacă nu l-ai pe Dumnezeu, vei crede automat o minciună, pentru că Tatăl minciunii vine la tine neinvitat. Bun, am reamintit ce înseamnă consacrare, ce înseamnă sfințenie, consacrare sfântă, dar ce înseamnă aceea evlavie. Multă vreme menționez că de când am început să-L cunosc pe Dumnezeu, mi-a fost neclar, destul de neclar cuvântul acesta, evlavie. Și am căutat și în dicționarul Dex, care dă, bineînțeles, o explicație incompletă, pentru că e făcut doar din punct de vedere științific, nu cu Duhul lui Dumnezeu în plinătate, și am căutat și în dicționarul biblic. Și aici am găsit în dicționarul biblic și sunt de acord cu definiția dată asupra acestui termen profund creștin care se cheamă evlavie și spune așa, evlavie este un mod de viață care se concentrează asupra lui Dumnezeu. Un mod de viață. O teamă sfântă, respect, reverență față de Domnul Dumnezeu. Teamă sfântă, respect, reverență față de Dumnezeu. Manifestarea credinței în viața de zi cu zi. Modul în care îți manifesti credința în Dumnezeu, modul în care Dumnezeu se manifestă în viața ta de zi cu zi. Ce mai înseamnă evlavie? Cum mai putem completa definiția evlaviei? Evlavie înseamnă pietate, devotament. O inimă plină de râvnă, o completă dăruire de sine, o predare deplină în mâna lui Dumnezeu. Pietate, râvnă, a înseta după Dumnezeu, a dori să faci tot ce îți cere Dumnezeu. Ce mai este, Doamne, de făcut și nu am făcut? Ce vrei să mai fac cu viața mea? Ce mai este în neregulă în viața mea? La cei păcate care eu nu le conștientizez că sunt păcate, vrei să mai renunți? Ce am de făcut în continuare? Un respect și o dorință de a nu păcătui
și de a te apropia de Dumnezeu. Aceasta consider că este o definiție bună și am dat câteva caracteristici ale acestui termen care se cheamă evlavie. Să fiu pătruns de o mare evlavie, adică de o dorință și de o teamă sfântă de a face voia lui Dumnezeu, de a transpune voia lui Dumnezeu, de a transpune cuvântul lui Dumnezeu în viața mea de zi cu zi, de a mă alinia la poruncile lui Dumnezeu. Decizia mea, hotărârea mea de a mă preda complet în mâna lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să dispună de mine. Această dorință, această decizie, această însetare, această dragoste față de Dumnezeu și acest respect și această teamă sfântă, am denumit-o noi astăzi evlavie. Și cred că această definiție este foarte, foarte apropiată de cea reală. Consacrare sfântă și evlavie. Iubiți frați și surori, de aici pleacă totul. De la consacrarea sfântă și de la evlavie. Asta este rădăcina vieții noastre de creștin. Nu poți să fii pocăit, nu poți să fii credincios, nu poți să fii plin de Duhul lui Dumnezeu dacă ai o cunoștință doar teoretic, care se limitează doar la nivelul de informație. Nu! Această informație trebuie udată, trebuie cultivată, trebuie împrăjită, trebuie întreținută, trebuie îngrijită printr-o consacrare sfântă, printr-o evlavie permanentă. Și vom vedea pe parcursul temei de astăzi cum se face să dezvoltăm. Impropriu spus dezvoltăm noi. Dumnezeu dezvoltă această consacrare sfântă, dar la noi avem, există și la noi ceva, avem și noi ceva. Decizia, alegerea, hotărârea de a mă preda în mâna lui Dumnezeu. Evlavie sfântă, consacrare sfântă și evlavie. Să ne delectăm în sensul temei de astăzi cu câteva versete biblice, așa cum stă Biblia. Cum stă bine unui creștin atunci când purcede la un studiu biblic și dorește să rezolve teme spirituale ca să știe ce are de făcut în mod practic în viața lui. Dumnezeu vorbește prin mine către dumneavoastră, Dumnezeu vorbește prin dumneavoastră către alți oameni mai departe, după cum spuneam și în episoadele trecute, Dumnezeu nu vrea să rămânem ucenici până la adânci bătrâneți, El vrea să devenim apostol și să ducem cuvântul mai departe și nu să mergem cum merg bisericoșii religioși din ziua de astăzi, toată viața până la adânci bătrâneți la aceeași adunare, ca să li se predice același tip de predici. Aia e o baltă stătută care nu conduce nici de cum la mântuire, ci conduce cu siguranță și vedem efectul în mod vizibil în ziua de astăzi, conduce la secularizare, la depărtare de Dumnezeu. Te duci la biserică, te duci la adunarea omenească ca să te împotrivești Duhului lui Dumnezeu. Nu te mai duci ca să te supui lui Dumnezeu, pentru că tu nu duci cuvântul mai departe și apa cuvântului nu curge prin tine ca să fie limpede mai departe și să dai apă curată, doctrină curată, învățătură curată, cuvântul cel curat, viu și ziditor și la alte persoane care n-au auzit de el, ca astfel să devii ucenic, nu în puterea ta, ci în puterea lui Dumnezeu, prin umplerea cu Dumnezeu, prin umplerea cu Hristos. 1 Petru 4:7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. De nenumărate ori în Sfânta Scriptură se pune mare accent pe veghe și pe rugăciune. Adică să fim atenți ce înseamnă veghe, să fii atent să nu păcătuiești. Ce înseamnă rugăciune? Să dai combustibilul necesar acestei vechi ca să nu păcătuiești. Pentru că prin forțe proprii nu poți să veghezi ca să nu păcătuiești. Dar dacă dai combustibilul prin rugăciune și prin rugăciunea credinței, unești slăbiciunea ta infinită cu puterea ta cea infinită a lui Dumnezeu, atunci da, vei putea ca să veghezi și vei avea succes în respingerea păcatului și păcatul nu se va lipi de tine. Așa cum se lipește apa de gâscă. Ați văzut că apa nu se lipește de gâscă pentru că are acea unsoare care Dumnezeu i-a dat-o. Așa și la noi rugăciunea ne unge cu acea unsoare, cu undelemnul, cu uleiul Duhului cel Sfânt ca de noi
să nu se lipească păcatul. De aceea, o veche bună și care este încununată de succes, nu este în puterea noastră omenească, în sensul fariseismului și al legalismului, nu? Aceasta este fariseism și legalism când facem în puterea noastră omenească. Dar când facem prin rugăciune, în puterea lui Dumnezeu, prin undelemnul Duhului Sfânt, atunci acea veche este în Hristos, în prezența lui Hristos, care se manifestă în noi prin Duhul lui cel Sfânt, simbolizat în Sfânta Scriptură prin acel undelemn binecuvântat, prin acel ulei, îi zicem noi astăzi în limbajul de acum. Matei 26:41. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Vegheați și rugați-vă. Dar veghea trebuie să fie în puterea lui Hristos, rugăciunea trebuie să fie cu Duhul lui Hristos. Da, și există. Aici, în ce privește rugăciunea, există un pericol foarte mare când noi putem să ne rugăm prin forța noastră intelectuală care este foarte, foarte limitată. Deci nu rugăciuni intelectualiste. Ce înseamnă rugăciune intelectualistă? Când te rogi, atunci când nu ești racordat la puterea infinită prin credință la Dumnezeu. Când te rogi formalist, când te rogi aceleași cuvinte, când rugăciunea îți iese din gură fără să treacă prea mult prin mintea noastră și fără să cuprindă întreaga ființă. Rugăciunea plăcută lui Dumnezeu este când Duhul lui Dumnezeu prin mintea mea se roagă lui Dumnezeu și când rostesc acea rugăciune din toată ființa mea și cu cea mai mare dragoste și pace deplină în sufletul meu. Acea rugăciune este unsă de Duhul lui Dumnezeu, adică de undelemnul Duhului Său cel Sfânt, când nu eu și Duhul lui Dumnezeu înalță acea rugăciune, cum se spune, cu suspine negrăite și acea rugăciune în Duhul lui Dumnezeu îmi zdrobește Duhul meu, îmi zdrobește cu o inimă complet predată în mâna lui Dumnezeu. Aici vă recomand rugăciunile marilor credincioși pe care le găsim în Sfânta Scriptură și anume rugăciunea lui Daniel, rugăciunea lui David în Psalmul 51. Chiar îmi face plăcere, ca să ne facem o idee ce înseamnă rugăciune unsă cu Duhul lui Dumnezeu care este ascultată de Dumnezeu. În Psalmul 51. Ia auziți cum sună o rugăciune unsă cu Duhul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu o primește. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare. Șterge fără de legile mele, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Cum sună, vedeți? Cum sună o rugăciune unsă cu Duhul lui Dumnezeu la ureche? Așa sună. Ia auziți. Zidește în mine. Întoarceți privirea de la păcatele mele. Șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duc nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tare și sprijinește-mă cu un duc de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit, jertfe ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac ardele de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Aceasta e rugăciunea bine primită la Dumnezeu. Dumnezeule, tu nu dezprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Ce frumos! Dumnezeu rugăciuni din acestea primește. Și la tipul acesta de rugăciuni, Dumnezeu răspunde. Pentru că ele sunt pornite dintr-un drug zdrobit, dintr-o inimă zmerită, din sinceritatea sufletului, din dragoste pentru Dumnezeu, și din scârba groaznică pe care Duhul lui Dumnezeu o pune față de păcatul pe care l-am făcut.
Rugăciunile acestea sincere la adresa lui Dumnezeu mă duce cu gândul la acele jelanii pe care le-am văzut în copilăria mea, bunicii și părinții noștri îl jeleau pe un mort, dar acele cuvinte pe care el le spunea erau din cea mai sinceră inimă. Erau cu totul sincere, făcea toată adunarea celor prezenți acolo la acel mort să plângă. Te făcea să plângă. Era din sinceritatea sufletului său. Cu adevărat erau acele jelani, acele nu vine în termenul celălalt în minte. Acum, bocitoare, bocit, se bocea pe acel mort. Îmi este cam străin. La noi, în zona noastră, se cheamă jelit. Să jelești un mort. Da. Și se rupea inima când îl auzeai cum se jelea. Din tot sufletul lui, cu cea mai mare dragoste, îl jelea pe mortul acela. Deși jelania aia nu avea niciun efect asupra mortului, ci doar îi făcea pe cei prezenți să plângă și ce să mai faci cu mortul, că nu poate să-l mai învieze nimeni. Dar ceva asemănător mă duce Duhul lui Dumnezeu cu gândul ca și rugăciunile să fie ale noastre, tot cu aceeași sinceritate, tot cu aceeași părere de rău, cum cuiva care este deplin îndurerat de faptul că i-a murit cineva drag, tot așa de deplin îndurerat să fie și rugăciunile noastre și cererile noastre de iertare, durere mare pentru păcatele pe care le-am făcut și să-mi dorim să nu le mai facem. Durerea mare, Doamne, iartă-mă, Doamne! Mi-e scârbă de păcat, așa cum plânge o mamă pentru copilul ei care moare. Cât de sinceră este o mamă care îl jelește pe copilul ei care moare. Așa de sincer să fim și noi și de îndurerați să fim și noi pentru păcatele pe care le-am făcut. Că l-am supărat pe Dumnezeu și să dorim din tot sufletul nostru să nu le mai facem. Da, Doamne. Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea Ta. Iartă-ne, Doamne, așa cum spunea și mai marele nostru, care acum se odihnește în țărâna pământului, Daniel. Îmi place mult și rugăciunea lui Daniel, care de asemenea ne duce cu gândul la o inimă zdrobită și mângnită. Ia auzi ce frumos sună rugăciunea lui Daniel. Doamne Dumnezeule mare și înfricoșate, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, noi am păcătuit. Sunt rugăciunile noastre în felul ăsta. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărâmnici, Doamne. Ne-am abătut de la poruncile și orândurile Tale. Nu e o rugăciune formalistă cum facem noi dimineața. Nu. În fuga calului așa. Mai bine nu mai faci, e o scârbă înaintea lui Dumnezeu, rugăciunea aia formalistă. Dacă nu e venită din tot sufletul, dar din toată sinceritatea Ta. N-am ascultat pe robii Tăi prorocii care au robit în numele Tău, împăraților noștri, căpetelile noastre, părinților noștri și de către tot poporul Său. Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Asta este rugăciunea care ne naște din nou. Asta este sămânța care face să rodească cuvântul în inima noastră și să ne crească credința. Nouă tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel, fie ei aproape, fie ei departe, din toate țările pe care i-ai izgonit din pricina fără de legilor de care s-au făcut vinovați față de Tine. Să ne recunoaștem fără de legile. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Părere de rău. Da, săracul Daniel înălța o rugăciune cu adevărat duhovnicească, mișcată de Duhul lui Dumnezeu. Nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Da, nouă, împăraților noștri, căpetenilor noastre și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva Ta. La Domnul Dumnezeul nostru însă este îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzbătit.
N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru ca să urmăm legile Lui pe care ne le pusese înaintea robilor săi proroci. Și tot Israelul a călcat legea ta și s-a bătut astfel ca să n-asculte de glasul tău. De aceea ne-au și lovit blestemurile și jurămintele scrise în legea lui Moise, robul lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Vă recomand rugăciunea lui Daniel din cartea Daniel. Pe mine mă mișcă de fiecare dată când o citesc. Și mă întreb, Doamne, sunt și rugăciunile mele la fel de sincere și mă zdrobesc ele la fel de mult pe mine de păcatele pe care le-am făcut, așa cum l-au zdrobit pe Daniel, cum l-au zdrobit pe David și pe toți marii credincioși ai noștri. Acestea sunt rugăciuni unse de Duhul lui Dumnezeu. Aceasta este veia pe care o recomandă Dumnezeu și această rugăciune îl aduce pe Dumnezeu ca să ne facă veghetori și să nu păcătuim în continuare. Acest spirit, acest duh, acest fel de completă predare în mâna lui Dumnezeu. Că noi vorbim, dar conștientizăm noi cuvintele care ne ies din gură. Conștientizăm noi cuvintele care sunt scrise în Sfânta Scriptură. Le dăm noi greutatea pe care ele o merită în sufletul nostru și în inima noastră și în trupul nostru. Matei 6:6. Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. De ce nascuns? Să nu mai fie nimeni care să nu fie complet predat în mâna lui Dumnezeu. Să fii numai și numai tu cu Dumnezeu în odăița ta, ascuns. Ioan 15:7. Dacă rămâne în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Când rămân în Dumnezeu și când rămâne Dumnezeu în mine cuvintele lui Dumnezeu? Atunci când sunt deplin predat prin rugăciune în mâna lui Dumnezeu. Proverbe 28:9. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Da. Ce înseamnă păcat? Păcat înseamnă să întorci urechea la poruncile lui Dumnezeu. Dar ia uite ce zice Daniel aici. Să ni se umple fața de rușine nouă tuturor oamenilor locuitorilor Ierusalimului și drâng. Așa, din pricina fără de legilor de care s-au făcut sau ne-am făcut vinovați față de tine. Care sunt fără de legile? Păcatele. Care sunt păcatele? Aceste neascultări repetate de poruncile lui Dumnezeu. Și atunci, dacă noi ne rugăm, rugăciunea noastră este o scârbă atunci când nu ne pare rău și nu conștientizăm păcatele și fără de legile pe care le-am făcut prin faptul că nu am ascultat poruncile lui Dumnezeu care sunt în mod explicit consemnate în Sfânta Scriptură. Coloseni 4:2. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Haideți să învățăm să ne rugăm, haideți să învățăm să veghem, haideți să învățăm să stăruim în rugăciune. Haideți să căutăm toate rugăciunile din Sfânta Scriptură, rugăciunea lui Solomon, rugăciunea lui David, rugăciunea lui Daniel, rugăciunea lui Petru, rugăciunea lui Pavel. Câte rugăciuni minunate avem consemnate în Sfânta Scriptură? Și Moise are rugăciuni, și Samuel are rugăciuni. Peste tot găsim rugăciuni magistrale dintr-o inimă zdrobită care i-a mișcat inima lui Dumnezeu și au fost încununate cu răspuns de la Dumnezeu. Felul de consacrare și de evlavie sfântă a lui Estera, pe timpul Esterei, când a postit. Da. Bun, citim mai departe. Încă doar câteva versete. După cum urmează.
ca să localizăm mai bine felul în care Domnul vrea să ne consacrăm cu o consacrare sfântă și o evlavie de asemenea sfântă. Ioel 2 cu 12. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. Bocetul acesta, nu? De care vorbeam mai adineaori. Jelitul acesta. Să ne jelim și să bocim pentru nenorocitele alea de păcate pe care le-am făcut și să dorim din tot sufletul să nu le mai facem prin puterea lui Dumnezeu, nu în puterea noastră. Bocet. Jelanie, jelit. Isaia 58:6. Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Matei 17:25. Acest soi de draj nu iese afară decât cu rugăciune și post. Cum pot să dau dezleg legăturile robiei și să dezleg orice fel de jug? Punctul zero al creștinismului este rugăciunea. De la rugăciune pleacă totul. De la acea inimă zdrobită și de la acea părere de rău, de la acea căință față de păcatele pe care le-am. Duhul lui Dumnezeu mi le-a conștientizat că le-am făcut, că eu, mintea păcătoasă, nu mi le conștientizează. Deci nu are nimic, nu e problemă. Dar Duhul lui Dumnezeu mi le conștientizează și tot Duhul lui Dumnezeu îmi pune acest bocit, această jelanie, această părere de rău, această căință față de aceste păcate pe care le-am făcut. Ia auziți. Același Daniel, capitolul 9, versetul 3. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu ce? Cu rugăciuni făcute în fugă? Nu. Cu rugăciuni și cereri postind în sac și cenușe. În sac și cenușe. Nu cu haine de lux, nu știu ce. Într-o postură cât mai umilă. Mai umilă decât sacul și cenușa nu se poate. Și cu trupul, dar și cu spiritul, și cu sufletul. Căci trupul ascultă de spirit, ascultă de suflet. De suflet, de spirit. Psalmul 35:13. Și eu când eram ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, când smeream sufletul cu post și mă rugam cu capul plecat la sân. Ezra 8:21. Acolo la râul Ahava am vestit un post de smerire înaintea Domnului Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru ce este al nostru. Să vestești un post, să-ți vestești ție un post, să intri în camera ta și să te pocăiești în țărână și cenușă. Frumos! Slăvit să fie Domnul! Asta este consacrarea sfântă și evlavia sfântă. Să ne ferească Dumnezeu de acest formalism mort. Fac o rugăciune în fugă acolo, studiez un text în fugă, așa, hai că am treabă, gata, hai. Da. Sau, extrema cealaltă, când am văzut rugăciuni care sunt făcute din sentimentalism și din emoții, pe la Pentecostale am văzut așa, iar nu e bine. Plânge și își provoacă plânsul, dar mintea lui e în altă parte. Nici alea nu sunt sincere. Sincere nu este când plângi de formă, că și plânsul poate să fie de formă și jelania aceasta și bocetul acesta tot poate să fie și de formă, că diavolul a falsificat toate lucrurile. Dar adevărata rugăciune trebuie să fie din adâncul inimii, din orice fibra ființei noastre. Dumnezeu ne știe că suntem sinceri și când nu suntem, chiar dacă plângem. Dar Dumnezeu vede că lacrimile acelea nu sunt adevărate. Mare ești Dumnezeul nostru, mare ești și bun ești. Da. Mergem și citim mai departe după cum urmează. Am notat eu aici. Iată ce frumos spune. Unu Timotei 3:16. Fără îndoială, mare este taina evlaviei. E o taină, taina evlaviei. Am lămurit adineaori ce înseamnă evlavie. O dorință, o dragoste, un apetit pentru o relație cât mai strânsă cu Dumnezeu, o teamă sfântă. Și aceasta este o taină în sensul că, după cum spuneam,
Nu se explică de ce unii îl aleg pe Dumnezeu și alții îl aleg pe Satana și rânduielile lui. E o taină. E forul ăla lăuntric de unde pornește din sufletul omului. E taină. Și niciodată nu va fi putea fi explicată. Acolo este originea. De ce unii îl aleg pe Dumnezeu și unii nu îl aleg? Mare este taina evlaviei. Caută să fie evlavios, îl îndeamnă Pavel pe Timotei, în 1 Timotei 4:7. Haideți să căutăm să fim evlavioși, dar evlavioși adevărat, nu falși. 1 Timotei 6:11. Caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Caută-le! Neprihănirea, evlavia, dragostea, răbdarea, blândețea. Caută-le! Iată ce scrie și în literatura inspirată fratele Alonzo Jones în legătură cu subiectul de astăzi, consacrare sfântă și evlavie. Merge și spuneți-i Domnului totul cu privire la aceasta. Spuneți-i, Doamne, îți spun totul ție, totul pleacă, nimic nu rămâne. Eu nu păstrez niciun singur lucru, totul s-a dus, totul, voința și orice altceva sunt ale tale. Vorbește aici de predarea completă. Pentru ca tu să poți folosi și voința și înfăptuirea. Voința noastră să o predăm. Sunt ale tale, Doamne. Dar atâta timp cât eu îmi rezerv ceva din voința mea, eu voi urma drumul meu împotriva dorinței mele, iar Dumnezeu nu mă poate folosi pe deplin. El nu poate veni în plinătatea Lui. Hristos nu poate veni în plinătatea Lui decât dacă există o supunere deplină a mea față de El. Lăsați să moară voința mea, să fie o moarte efectivă a eului. Aceasta înseamnă supunerea, aceasta înseamnă moartea eului. Și sigur că oamenii nu trebuie să se lupte niciodată ca să moară, ci se luptă ca să rămână în viață dacă există vreo luptă. Cum pot face aceasta? Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat. Cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Așa este. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat, iar Domnul va aduce realitatea. Fraților, noi avem nevoie să-L cunoaștem pe Domnul. Problema este că oamenii nu-L cunosc personal pe Domnul și nu știu cum au loc aceste lucruri. Dacă Domnul a zis că eu trebuie să fiu mort față de păcat, mă prinde cuvântul acesta. Socotiți-vă morți față de păcat. Da, Doamne, ai spus în Roman 6:11 că eu trebuie să mă socotesc mort față de păcat. Doamne, împlinește-ți aceste cuvinte în viața mea. Și Dumnezeu îmi va ucide, euul îmi va omorâ, euul și diavolul nu va mai avea un eu viu prin care să mă facă să păcătuiesc. Da. Forța cuvântului prin care Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Slăvit să fie Domnul. Evrei 12:28. Să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Închinare plăcută. Vezi Daniel, capitolul 9, rugăciunea lui Daniel. Vezi Psalmul 51, al lui David. Închinare plăcută. Astea sunt închinările plăcute. Romani 12:1. Vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Să le aducem aceste trupuri ale noastre. Trupul acesta este, trebuie să fie pus complet la dispoziția lui Dumnezeu. Decizia aia mea. Să aduc trupul ca o jertfă vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Consacrare și evlavie sfântă. Aceasta este tema de astăzi și asta vrea Dumnezeu să ne învețe pe noi astăzi. De asemenea, citim în continuare. Levitic 11:44. Fiți ființi, spune Domnul, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și spuserem cum putem obține sfințenia prin prezența lui Dumnezeu în noi. Și atunci, sfânt înseamnă absența păcatului. Adică prezența lui Dumnezeu. Ori spui prezența lui Dumnezeu în tine, ori spui absența păcatului. E unul și același lucru, pentru că numai Dumnezeu poate să mă scape de păcat. Galateni 1:28. Să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Luca 1:6. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduierele Domnului. Vorbește aici de părinții lui Ioan Botezătorul. Galateni 3:11.
Cel neprihănit prin credință va trăi. Galateni 3:6. Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta a fost socotită ca neprihănire. Când îl crezi pe Dumnezeu? Când ai o relație strânsă cu rugăciune, cu evlavie, cu sfințenie zilnică. Efeseni 1:4. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Faptele Apostolilor 13:22. Le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel. Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Deși David a păcătuit grozav înaintea lui Dumnezeu, totuși Dumnezeu l-a găsit pe David om după inima lui, pentru că el a avut o pocăință exemplară după ce citirea în Psalmul 51. Și el cu adevărat s-a pocăit, cu adevărat a fost complet născut din nou. Mulțumim lui Dumnezeu că este bun, căci îndurarea lui ține în veac. Dragi frați și surori, este nevoie de consacrare și evlavie sfântă. Aici este punctul de pornire a aventurii creștine a noastre, a procesului de creștere spirituală și de sfințire. De aici pleacă, de la rugăciune. Consacrarea include în ea și rugăciunea, include în ea și evlavia și include acea dorință de a ne apropia și mai mult, și mai mult, și mai mult de Dumnezeu. Prin post, prin. Și acum haideți să ne numerăm din nou. Prin ce ne apropiem de Dumnezeu? Prin ce? Prin ce Dumnezeu poate să lucreze o consacrare și mai puternică, o evlavie și mai puternică și să fie și sfinte prin prezența sa? Care sunt metodele prin care ne apropiem de Dumnezeu? Metodele pe care le reamintim aici în fața dumneavoastră de fiecare dată și care sunt foarte greu, foarte rar identificate la alte persoane care predică din cuvântul lui Dumnezeu. Din păcate, aș dori ca toți predicatorii să dea aceste metode, să pună aceste metode de apropiere de Dumnezeu pe primul plan. Și anume, cântări. Să cântăm și să-L lăudăm pe Dumnezeu toată ziua. Câteodată mă trezesc și noaptea cântând și fredonând cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Am învățat sute de cântări și ca să dea diavolul departe de mine cu gândurile ruile, rele fredonez cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Rugăciuni. Avem ora aceea, ora pe care nu trebuie să o reducem niciodată. E sfântă, e pusă deoparte pentru Dumnezeu. Ora de dimineață pusă deoparte pentru Dumnezeu. Și de dimineață cântăm, rugăm, cereri și ne rugăm, cântăm. Avem cereri și mulțumiri, citesc două capitole din Biblie, când citesc, acum i-am luat în studiu cartea Soli Angelului al III-lea, ediție 93, citesc o pagină sau două și din ea, citesc un capitol din Biblie din Vechiul Testament, unul din Noul Testament, citesc o pagină din cartea Pregătirea pentru Cer, care e solia neprihănirii prin credință, citesc din caietul personal de rugăciuni, citesc textul zilei, fac postarea cu textul de dimineață pe Facebook, pe internet, da? Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, zice Domnul. Toată ziua, după ceasul acela de dimineață, evlavie, consacrare sfântă, toată ziua, când cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, chiar dacă mâna este la lucru, chiar dacă lucrează în grădină sau la bucătărie sau merg prin pădure și merg la magazin, chiar dacă fac curățenie, activități gospodărești, lucru în grădină, dau telefoane, vestirea Evangheliei, dialoguri spirituale pentru întărire prin telefon sau față către față când cineva mă vizitează sau cineva vizitez eu pe altcineva, studii biblice, studiul profeției, studiu personal cu caietul în mână, urmărirea profeției prin semnele timpului apărute în comentariile din știrile zilei și urmărirea liniei generale, a tendinței generale a evenimentelor planetare. Noi studiem, cercetăm, dar tragem cu ochiul și la ce se întâmplă și să vedem cât la sută din profeție se împlinește în evenimentele de pe planeta Pământ în fiecare zi. Urmărim, ținem pasul cu evenimentele, cu semnele timpului. Aceasta ne aduc nouă întărire și împlinirea profeției. Studiem știința mântuirii, studiez știința caracterului, sfatul și consiliere
față de diferite persoane care trec prin diferite momente și crize existențiale. Acum, poate cineva are probleme în familie, se pune problema despărțirii, probleme cu copiii, consiliere spirituală cu Biblia pe masă. Nu vorbesc nimic de la mine și eu însumi mă întăresc atunci când dau o mână de ajutor celor care trec prin feluite necazuri. M-ar fi ajutat atunci când am trecut prin crizele vieții teribile prin care am trecut să fiu. Veni cineva să mă fi învățat aceste lucruri pe care le știu astăzi. De aceea, atunci când Dumnezeu ți-a pus în mână, deschide mâna și dă și tu la altul și ajută și tu pe altul când trece prin diferite probleme și necazuri ale vieții. Nu e aceasta dragoste? Ba da, e dragoste adevărată. Mai spune cuvântul inspirat prin sora White că există o lucrare care se cheamă lucrarea cu mințile bolnave. Lucrarea cu mințile bolnave. Cu mințile afectate de fel de fel de prejudecăți, de gânduri rele și urâte. Sursa consacrării sfinte și a evlaviei sfinte este dragostea față de Dumnezeu. Dragostea față de Dumnezeu trebuie cultivată ca orice roadă a Duhului prin aceste metode zilnice, permanente de consacrare, de legătură necurmată cu Dumnezeu. Îmi place imaginea aceasta, să ne prindem de Dumnezeu așa cum se prinde iedera de copac sau cum este ramura de viță prinsă de tulpina viei. Adică să ne alimentăm cu seva aducătoare de sănătate și de viață din Hristos prin cablul de legătură care se cheamă credința. Și credința e o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Căci lucrurile care se văd depind de cele ce nu se văd. De ce? Căci lucrurile care se văd, spune cuvântul, sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Și face referire sigură la lucrurile care nu se văd în sensul de Duhul lui Dumnezeu, de prezența îngerilor, de prezența divină prin Duhul lui Dumnezeu. Dragostea pentru a duce o viață de om sfânt, plin de Duhul lui Hristos și o mare scârbă față de păcat. Nu îmi place să pronunț cuvântul acesta, scârbă, dar n-am încotro, trebuie să pronunț. Deci dragostea și evlavia și sfințenia produce o oroare față de tot ce este nelegiuire și de păcat. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât păcatul ți se pare mai groaznic, mai scârbos, mai ordinar, mai nenorocit. Și doresc să-l ocolești. Pune, Doamne, în mine o scârbă cumplită față de păcat și pune-mi o dragoste să mă delectez în păzirea poruncilor tale, cum spunea și psalmistul David. Să trăim pe pământ ca niște îngeri. Dumnezeu vrea să trăim în lumea aceasta de păcat, de aceea ne cheamă la dealuri și la munți, într-o izolare în mijlocul creației lui Dumnezeu, ca să trăim fără păcat, ca niște îngeri, numai noi cu Dumnezeu. Și când coborâm în cetățile de câmpie ca să vestim adevărul și cuvântul lui Dumnezeu, acolo e terenul lui Satana, dar noi trebuie să fim plini de Duhul lui Dumnezeu ca să nu cumva să ne corupă, să nu ne mânjim de păcatul din cetățile din câmpie, acolo unde mergem ca să vestim cuvântul. Da? Să nu aibă aderență păcatul la noi. Nu înseamnă că ne izolăm complet. Ne încărcăm și coborâm și vestim cuvântul. Iar venim și ne încărcăm, ne activăm din punct de vedere spiritual. Pe deal, în mijlocul grădinii, în mijlocul naturii, după aceea iar cobor. Nu când vreau eu, când mă trimite Dumnezeu și nu la cine vreau eu să mă duc, și la cine mă trimite Dumnezeu. Așa cum îi trimitea pe apostoli. În Bitinia, în Macedonia, du-te la cutare lucru, du-te la sotașul Corneliu, du-te. Duhul era cel care îi trimitea și ei aveau o relație foarte strânsă cu Dumnezeu, pentru că îl cunoșteau foarte bine, sau mai bine zis, îl cunoșteau foarte bine din cauza dorinței a evlaviei practice pe care o aveau ca să aibă o relație strânsă cu Dumnezeu prin studiu, meditație și celelalte metode de apropiere față de Dumnezeu. Postul e nemaipomenit de important în cadrul acestor metode prin care ne putem apropia de Dumnezeu. Nu formalist, repetăm de fiecare dată, ci cu un duc zdrobit dintr-o sufletul, în primul rând față de păcatele mele.
Atunci se vede dacă ești sincer în rugăciune și evlavie, când ești cuprins de o adâncă părere de rău pentru păcatele tale, nu ale altora. Lasă pe ale altora. Atunci când te frământă păcatele altora, tu însuți nu ești pocăit. Rugăciunile tale sunt formaliste și n-au nicio putere. Nu ajung mai sus de tavanul unde te rogi. Nu ajung mai departe de curtea în care te rogi. De aici pleacă, de la recunoașterea propriilor tale păcate, de aici pleacă pocăința. De aici pleacă succesul în rugăciune. Când te ocolești pe tine, atunci ești fariseu, ești legalist, sigur că nu. Da? Sfatul și consiliere, când ești plin de Duhul lui Dumnezeu, nu poți să taci, nu poți să stai fără să pui umărul la cei care îi vezi în suferință. Pentru că Domnul vrea să trăim și noi cum a trăit Domnul Iisus Hristos pe acest pământ. Idealismul, perfecțiunea, veghea și marea grijă ca prin Hristos să nu mai păcătuim, să nu ne mai întâlnim cu nimic murdar, cu nimic imoral. Să trăim pe pământ, cum spuneam, ca niște îngeri printr-o continuă veghe și consacrare necurmată. Ieșirea din mijlocul lumii, cum spuneam și la începutul prezentării, dacă o fac eu, e iarăși formalism și legalism. Trebuie ca ieșirea din mijlocul lumii să o facă Hristosul din mine și Hristosul lui din mine, Duhului din mine care mă conduce să nu-i mai placă lucrurile din lume și nici lumea să nu mă mai suporte pe mine. Pentru că apa tulbure se separă de unde lemnul curat. Deci adevărul mă scoate din lume și adevărul mă depărtează lumea față de mine. Și adevărul atrage acele persoane din interiorul lumii care sunt compatibile cu el, cu adevărul. Pentru că de aceea coborâm în lume. Nu ca să pocăim noi lumea. Că Domnul Iisus a spus foarte clar, nu mă rog pentru lume. Lumea e profetizat că lumea în ansamblu ei nu se va pocăi. Dar are Dumnezeu suflete sincere printre ei și pe aceea trebuie să-i aducem în staul lui Dumnezeu prin puterea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul, aceasta a fost tema de astăzi, consacrare și evlavie sfântă. Această prezentare se constituie într-un mod în care nu este finalul, ci e doar începutul. Are scopul de a vă stârni pe dumneavoastră ca să începeți, sau dacă ați început, să dezvoltați, să măriți legăturile, să înmulțiți legăturile pe care le-am menționat în această prezentare. Să înmulțiți legăturile cu Dumnezeu. Poate pe unele din ele nu le-ați avut. Poate nu cântați cântări de laudă. Poate nu vesteați Evanghelia într-un mod cum dorește Dumnezeu. Poate nu aveați dragoste îndeajuns de mult. Poate nu aveați pace. Poate vă mai supărați. Ei bine, aceste legături trebuie întărite și mai mult. Trebuie să devină cât mai robuste și să fie Dumnezeu lăsat să lucreze cu cât mai mare putere în viața noastră. Haideți să mergem mai departe și să pornim cu motoarele în plin de acum încolo în ce privește consacrarea și evlavia sfântă, că de aici ne vine puterea de la Dumnezeu. Amin. Să luăm aminte la rugăciune. Tată Sfânt din ceruri, îți mulțumim din tot sufletul, Doamne Iisuse Hristoase, că Tu ne-ai pus punctul pe ei. Tu ai articulat foarte bine, Doamne, ce înseamnă consacrare și evlavie sfântă și ne spui că de aici pleacă de punctul zero al legăturii noastre cu Tine, ca să putem să accedem la puterea Ta infinită prin credință și printr-o deplină moarte a eu-ului nostru personal. Ajută-ne, Doamne, la aceasta prin Domnul Iisus. Amin.